Peste 4.000 de elevi sibieni au susținut astăzi ultima probă de bacalaureat la materia la alegere. Majoritatea au ieșit cu zâmbetul pe buze din sala de examen și au spus că subiectele au fost ușoare și că vor lua note mari. La climă, am zis că ne apusem etaj montan și la climă și la Podișul Dobrogei etaj de deal. Aproape toți elevii care au susținut proba de bacalaureat la Liceul Energetic au fost bucuroși că au primit subiecte ușoare. Fie că au ales istoria, geografia, psihologia sau biologia, cu toții spun că au învățat pentru a trece cât mai ușor peste proba de astăzi. Subiectele au fost foarte ușoare. La ce notă te gândești? La 10, sper. Chiar acceptabil anul ăsta bacul. Destul de bine. La ce notă sperat? Cât mai mari. A fost foarte ușor, nu mă așteptam la așa subiecte foarte ușoare. Sper să-ți iau și eu peste 9-50. Acceptabil, ușor. Mi s-a părut ușor. Bacalaureatul 2010 a luat sfârșit. Duminică este ziua în care își vor afla notele, dar și media cu care vor merge să se înscrie la facultate.